Făgărășenii care nu au contract încheiat cu societatea Salcoserv sau cei care se sustrag de la plata serviciilor de salubritate vor fi nevoiți să achite o taxă-amendă mult mai mare primăriei Făgăraș. În urma modificării legii serviciului de salubritate a localităților din vara anului trecut, și la Făgăraș se va institui această taxă pentru cei care aruncă gunoaie, dar nu plătesc nimănui pentru ridicarea acestora. Și pentru a se stabili exact numărul persoanelor care au contract cu Salcoserv, societatea va face un inventar. Astfel, în perioada următoare, făgărășenii vor primi vizita angajaților Salcoserv. Datorită apariției în luna iulie anul trecut a legii 99 cu privire la instituirea unei taxe speciale de salubritate pentru persoanele care nu au încheiat contracte de salubritate, respectiv au contractele de salubritate suspendate, noi am început, înainte de a se fixa cuantumul valorii acestei taxe de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, începem de la 1 februarie o acțiune de recenzare a tuturor persoanelor care nu dețin contract de salubritate. Acțiunea va consta în deplasarea pe teren a casierilor noastre care vor avea la ele un contract în alb și o declarație pe proprie răspundere pentru numărul de persoane. Așadar, toată lumea va plăti pentru serviciu de salubritate, însă cei care nu au contract cu Salcoserv și speră că în așa fel vor păcăli societatea, vor plăti mult mai mult. Vor plăti mai mult decât dublu această taxă care va fi încasată de primăria Făgăraș. Taxa va fi dublă față de serviciu de salubritate, luându-se în considerare un număr mediu de 4 persoane. Jumătate din această taxă va fi virată de către Consiliul Local după încasare la Salcoserv, iar cealaltă jumătate se va face venit la bugetul local. Prin urmare, eu invit toate persoanele care se știu fără contract să vină până când înaintăm noi actele la Primăria Municipiului Făgăraș, pentru că în situația în care se vor prezenta pentru încheierea contractelor, le vom considera persoane de bună credință și vor plăti taxa pe care o plătește orice cetățean corect, cel care are contract cu Salcoserv. În momentul de față sunt înregistrate cu contract la Salcoserv 16.800 de persoane, față de 22.000 cât număra Făgărașul în anul 2005. Bineînțeles că gunoiul se ridică din întreg municipiul Făgăraș, adică și persoanele care nu au contracte de salubritate produc deșeuri și le scot la containerele din oraș. Dar din informațiile pe care le avem noi, numărul de persoane față de 2005 este cu cel puțin 5.000 de persoane mai mic și zonele pe care le-am depistat deja sunt fosta asociație 26 din Centru 2, care s-a reorganizat în mai multe asociații, pe urmă asociația 28 de pe Tăbăcari, asociația 5 din Vasile Alexandrii, pe strada parcului la blocurile de garsoniere mai avem probleme și mai ales și cele mai multe probleme le avem în cartierul 13 decembrie. Așadar, făgărășenii care știu că nu au contract cu firma de salubritate trebuie să se prezinte la sediul societății până la sfârșitul lunii februarie pentru a încheia un contract nou, pentru a nu fi nevoit să plătească la taxe și impozite dublu față de tariful practicat de Salcoserv.